Bună dimineața, TEDx! Bună dimineața, Baia Mare! Am venit să vă povestesc despre poduri, sigur, poduri virtuale, între scriitor, cititor și producător de film. Povestea mea începe în 1994, ca și antreprenor. Antreprenor am devenit de nevoie, pentru că vreau să-mi finanțez cercetările de biologie. Eu sunt un pasionat botanist. Sunt un botanist și la proprietate și la figură, că asta e viața. Și eram preocupat de orhideele din Transylvania, vreau să-mi extind cercetările în Europa, dar pentru asta aveam nevoie de finanțare, așa că am decis să devin antreprenor. Sigur, antreprenoriatul este o treabă frumoasă, care mi-a plăcut și îmi place și acum, pentru că cunoști foarte multă lume, înveți o școală a vieții. În antreprenoriat cunoști foarte multă lume, foarte multe caractere, înveți legile lui Murphy, înveți curba lui Gauss, cu ridicări și coborâri și iarăși te ridici și iarăși cobori. Mi-aduc aminte că eram odată la bancă și ofițerul de credit, și mă gândesc deja de ce îi spune ofițer, cred că așa se te sperie că trebuie să dai banii înapoi, mi-a spus: domnule Ubelhart, mă uit pe istoricul noastră financiar și arată ca o electrocardiogramă. Credeam că asta mă face viabil pentru bancă. Dar, cum spuneam, antreprenoriatul te împinge de la spate obligațiile zilnice și ajungi să fii într-un malaxor al timpului în care tot timpul vrei să faci ceva, vreau să fac pasiunea mea botanică, dar nu mai reușeam. Și atunci mă întrebam care a fost scopul. Sigur, mi-am asigurat existența ca și antreprenor, dar nu puteam să-mi satisfac pasiunea pentru botanică. Și anii au trecut, ca antreprenor m-am tot dezvoltat, până într-o zi în care am început să am probleme cu electrocardiograma mea, cu inima. Și într-o zi am ajuns la un prieten care trecuse printr-o experiență similară și care mi-a spus că el și-a schimbat viața sau s-a reinventat, în termen la modă. Și am stat în fața lui la birou și mi-a dat un metod de hârtie, care l-am adus aici. Sigur, acesta este altul. Și mi-a spus: Walter, câți ani ai? Aveam atunci 42 de ani. Și mi-a spus: rupe de la 0 la 42, pentru că anii aceia s-au dus. Să pun în buzunar să nu facem mizerie. Așa. Și mi-a spus: speranța de viață în România la bărbați este 73 de ani, la femei 78. Am rupt fără ezitare la 73, pentru că la noi în familie n-a trecut nimeni de 70 aproape. Avem un singur unghi care are 85 de ani și la care ne uităm cu multă admirație și cu multă speranță și mai ales cu speranța că este chiar unchiul nostru. Și am rămas cu această bucățică în mână, care aș fi tentat să spun filozofic că este un memento mori, dar cred că se potrivește mai bine o definiție mai dură, și anume ca o mânușă de box în plină figură, pentru că este o realitate dură. Și prietenul mi-a spus: Walter, de tine depinde ce vrei să faci cu ce a rămas. Și mi-a adus aminte din nou de botanică, m-am dus acasă și am spus: trebuie să-mi comprim toate afacerile, pentru că trebuie să am timp. Între timp a venit criza economică și lucrurile s-au rezolvat de la sine. N-a trebuit să depun mari eforturi. Așa. Și am început să am timp și pentru botanică. Dar iarăși ca am făcut, a apărut altceva. A apărut o poveste fascinantă care mi-a schimbat într-adevăr viața. Eram la un început de noiembrie, de Ziua Morților, în cimitir în Băiuți, unde sunt înmormântați părinții mei. Băiuți este o localitate la 50 de kilometri de Baia Mare. Și a venit la mine un domn care s-a prezentat fiind Willy și mi-a arătat
o monedă, care o să o prezint, și mi-a spus, aceasta este moneda localității Băiuț, din 1630, a fost și ediție anterioare, de prin 1590. M-a fascinat această monedă, este foarte interesantă. Am venit la Baia Mare, am început să caut cine a creat această monedă și până la urmă am dat de un document în care spunea că a fost un argintar în Baia Mare, pe numele său Ioan Argintaru, sigur era un pseudonim, care pleacă la Londra și devine celebru acolo. Dar îi se pierde urma. Am angajat un detectiv particular, au intrat în joc și doi istorici, și un prieten pasionat de parapsihologie, că spunea aici e o zonă de mister, și am plecat în căutarea lui Ioan Argintarul. L-am găsit după jumătate de an în documente în Londra, pe numele său real Johannes Banfi Hunyades, născut la Baia Mare în 1576, fiul al episcopului luteran Benedict Banfi Hunyades. Cercetările noastre au mers mai departe, l-am găsit ca profesor la Colegiul Gresham din Londra, profesor de botanică, era și traducător de german în Anglia. Și ce a fost interesant, l-am găsit în preajma, în cercul apropiat al lui William Shakespeare. Lucrul ăsta ne-a surprins foarte plăcut și ne-am întrebat, fiind prieten cu Shakespeare, oare a influențat cumva opera lui? Am căutat mai departe și am găsit și alte semne de întrebare a unor scriitori români care ziceau, unele legende din Transilvania le găsim în opera lui Shakespeare și nu știm cum a ajuns acolo. Și îl bănuiam pe Johannes Banfi Hunyades, fiind prieten cu Shakespeare, că ar fi transpus aceste legende în opera lui. Subiectul, sigur, unul foarte controversat, incitant, m-a făcut să scriu această carte, dar am ținut-o în sertar un an de zile, pentru că n-aveam curajul să o public. Am testat câțiva prieteni pe care am întrebat ce ai spune dacă ți-a zice că există un băimărean care pleacă la Londra, devine prieten cu Shakespeare și influențează opera. Și ei se uitau la mine și spunea, Walter, știam că ai probleme cu inima, nu cu capul. Și până la urmă, soția mea mi-a spus, Walter, lumea celor curajoși, publică și vedem ce se întâmplă. Am publicat cartea și, spre surprinderea mea, a avut un impact foarte mare. Sigur, au apărut prima dată acei hateri, că e nevoie de ei, îți promovează cel mai bine cartea, fără să-și dea seama. Dar au apărut și prietenii cărții. Și acești prieteni ai cărții mi-au solicitat să ne întâlnim, să discutăm, aveau multe semne de întrebare, dacă e adevărat cu oamenii negru, dacă e adevărat cu Romeo și Julieta de la Baia Mare. Și am organizat o întâlnire cu ei, dar înainte am plecat la București, am avut o întâlnire cu un renumit actor român, care mi-a propus să facem un film pe tema cărții. Și mi-a spus, e un film greu, e un lung metraj, este istoric, nu s-a făcut de mult în România și necesită un buget cu foarte multe zerouri. Și m-a întrebat, Walter, tu de ce buget dispui? Și am spus, bugetul are foarte multe zerouri, dar nu are altă cifră în fața lor. Sau poate fi un buget minimal. Deci, cu un buget minimal poți să faci filmul cu prietenii cărții. M-am întors la Baia Mare, m-am întâlnit cu prietenii cărții și după ce am discutat, le-am aruncat provocarea. Ați fi dispus să jucați într-un film după cartea În umbra lui Shakespeare? Și toți au spus da. Înarmat cu această încredere, m-am dus la Cluj, la Facultatea de Cinematografie, unde am cunoscut pe un profesor de cinematografie, pe doctor Ianuș Tarcani, care și el m-a întrebat, știi, e foarte frumos subiectul, dar e lung metraj, e istoric, am văzut în scenariu, sunt 62 de personaje care au dialog, 300 de figuranți, 30 de locații de filmare, e o nebunie, plus actori amatori. E sigur că vrei să te bagi în chestia asta?
Și am spus, da, eu vin din Maramureș, acolo este o vorbă, cine numără foile din plăcintă rămâne flămând. Iar eu nu număr foile din plăcintă. Ador plăcintele. Și a venit la Baia Mare, ne-am întâlnit cu grupul și a spus, e o nebunie ce vreți să faceți, dar eu intru în nebunia voastră. Am închiriat aparatură, o parte am cumpărat și am început să facem primele scene. Aceste scene, dânsul le-a dus la Cluj, le-a arătat colegilor de la București, unui prieten regizor din Sydney, din Australia, chiar și din Budapesta, și toți se uitau uimiți. Zice, dar parcă pe actorul ăsta îl știu de undeva, a mai jucat într-un film. Și a spus, păi nu este actor, este avocat. Și apropo, dintre toate profesiile care joacă, avocații joacă cel mai bine. Și dacă... Și dacă sunt avocați în sală, aș vrea să fie ca un compliment, nu ca și o ironie. Ne-am pus întrebarea, desigur, oare am avut așa noroc să dăm de niște oameni care și-au greșit profesia? Dar răspunsul a venit de-a lungul un an jumate de filmări și era un răspuns foarte simplu și foarte natural, și anume implicarea emoțională a cititorului devenit personaj într-un film al cărții sale preferate. Un concept care l-am denumit book fan acting este în engleză pentru că vrem să-l promovăm pe plan internațional și care înseamnă fanii unei cărți care devin actori și care vrem să apropie scriitorul de cititor și de producătorul de film. Pentru că la ora actuală scriitorii nu mai au curaj să scrie, scot tiraje de 200-300 de cărți. Lansările de carte sunt foarte anoste și la lansări de carte merge tot mai puțină lume. Producătorii de film nu mai au curaj să facă film din cauza bugetelor. Iar cititorul are și el de câștigat. Pentru că în momentul în care un cititor joacă într-un film al cărții sale preferate, iese din mediul lui, își descoperă o latură creativă pe care poate nici nu știe că are. Și mai are un avantaj, în cazul în care nu iese, nu este un eșec profesional, nu se întâmplă nimic. Am dorit să replicăm această poveste la cât mai mulți și aș vrea să întreb sala. Fiecare dintre voi aveți un roman preferat, aveți un scriitor preferat. Dacă scriitorul vostru preferat, asta sigur dacă este în viață, v-ar întreba, ați fi dispus să jucați în romanul dumneavoastră preferat, într-un film? Câți dintre voi ați accepta această provocare? Să ridice mâna. Ați înțeles conceptul. Un alt concept care a derivat din carte a fost book fan creating, cititorul creativ. Unii cititori au început să picteze scene din carte. Se face un film artistic, s-a făcut un mic film documentar, cineva a făcut benzi desenate, doi tineri fac jocuri video, se face un traseu turistic al personajului cărții. O doamnă din Sighet creează costume medievale după personajele din film, din carte. Deci, cartea a luat niște valențe la care nici nu te poți gândi și care ajută din nou scriitorul. Am să închei discursul meu cu o glumă care îmi place foarte mult și care are legătură cu subiectul. Doi șoareci într-un cinematograf mâncau o rolă de film. Și la un moment dat, un șoareci întreabă de celălalt, ei bine, cum ți-a plăcut filmul? Iar celălalt, așa cu plastic între dinți, îi răspunde, mie mi-a plăcut mai mult cartea. Vă mulțumesc!